copiezi? Păi, deja cred că ai experiență. De Crăciun am fost cadou, acum am venit ca și mărțișor. Da. Cred că deja știi să mă despachetezi. Să pui mâna și să mă despachetezi. Vine o vârstă, dragii mei, când despachetatul ți-a mai mult decât actul artistic în sine. E cam despachetat eu de Crăciun. Da, te rog, ia începe dumneata. Și eram Gepetto. Nu, eu prind. Dar de unde se începe? Cum, nu știi de unde se începe? Să mor dacă știu, eu de la fel mor. De câți ani ești albinuță, mă? Lăsați că eu acasă n-am cum. Păi și cum mai polenizezi dacă nu știi de unde începe? Eu mă ocup de polenizarea altor. De unde să iau? N-a poftim. Apucă! Vezi că ți-a căzut ăsta. Apucă! Doamnelor și domnilor, totul e să găsești șnurul. Măi, ce șnur ca o să mai să mă lași fără corset? Și aia e la mărțișor. Dar de unde se ia? Ai de aici, scuzați-mă. Ai uitat. De două ori m-ai desfăcut. Ai uitat. Doamne ferește! O să scrie în ziare că îmi place gogoașa. Vai. Dragilor, la mulți ani, 1 martie, mulțumesc din suflet pentru invitație. Ce, la mulți ani ție? E și asta ziua femeii? Și, da, mie îmi place să zic și la domnii frumoși, la mulți ani. Ce naiba, mă! Mă bucur că m-ați chemat. Și cătrănii pe față, tot fainis. Am venit cu o melodie mai veche, dar promit că în două săptămâni o să vin cu un single nou și un show nou. Ce vorbești, mă? Dacă n-ai scos până acum la show-uri, de mie greu să mi le aduc aminte. Și toate... Și mai am unul foarte bun pe care îl lansez în curând și abia aștept. Pe Facebook, @andreabalan, acolo găsiți toate detaliile. Acolo găsim. Dar un show în loc de fetele astea care dau din toate părțile, măi, să dea și niște băieți. Să aibă, doamnele, motiv de bucurie. Chiar așa. Cred că doamnelor le plac și fetele mele. Că drăguțe, că minți. Ce mai faci, mă? Și mie îmi place cu de fetele, îmi place. Mai și mai e Petrișor, care vine special pentru doamne, dar el nu poate să apară la... Păi de ce să nu apară? Lasă-mă că apar toți, ce naiba. Auzi, draga mea, dragă. Cum merge cu Te Cunosc de Undeva? Că azi a fost merge pe aici foarte, invazie. Merge foarte, bine. Deci mâine, neapărat să vă uitați, este gala numărul 3 și da? Concurenții sunt extraordinari. Pepe, Anda Adam, Sunny Flame, Rona Hartner, Simona Nae, sunt foarte, foarte talentați. Cred și că în episodul ăsta te imită cineva pe tine, nu? În celălalt trecut m-a imitat Cristian B și a cântat Like a Bunny și i-am dat urechiușele acela. Vai, și v-ați bătut pe... Am văzut. Este o emisiune extraordinară și deja suntem la sezonul 3. Bucur că în continuare sunt în jur, eu jurizez coregrafiile și chiar merită să vă uitați pentru că sunt adevărate talente acolo și chiar se râde foarte mult, transformările sunt uluitoare. Aurica este coșarul nostru care a luat poziția pentru dansatoarele Andrei Bălan. Pe din spate, nu? Din spate se vede acolo. Bine. Da, iată-l pe Aurica, el este pregătit pentru ce urmează. Draga mea, numai puțin să văd ce vrea Buzuioiu. Ce vrei, mă? Vreau să găsiți câteva diferențe între mine și Grasu. Așa am simțit, ca pe... Nu, cum să vă zic. Am vrut să facem ca o probă de almanac. Doamnelor și domnilor, Lana... Nu este bun cruntat. Nu te primește omul acasă să-i umbli în horn. Trebuie să fii... Păi da! Doamnelor și domnilor, vestitoarele primăverii. N-au aripi, dar au șnururi. Vin chiar acum să se joace cu ele și cu noi. Andreea Bălan și fetele.